seara, bun găsit! Azi e 1 iulie, zi istorică în care al 28-lea stat, Croația, a devenit membru al Uniunii Europene. Ceea ce noi nu putem decât să sperăm, să ne dorim, dacă vrem civilizarea acestui stat. Alții au reușit să se integreze înaintea noastră, chiar dacă au ieșit din lagărul sovietic totalitar. Iată, țările baltice au reușit integrarea chiar înaintea României, statul vecin nou, cel mai apropiat. Noi încă stagnăm, probabil și din cauza mentalității rămase în urmă, și din cauza corupției, dar și din cauza influenței militare, culturale, politice rusești. Numai cât face statul ocupat sau bucata de stat ocupat, autodeclaratul stat remene. Din Rusia, acum tot azi aflăm vestea că a intrat în vigoare o lege medievală, periculoasă, prin care se interzice și se pedepsește chiar cu închisoarea, nu doar cu amenzi consistente, lezarea sentimentelor religioase, ceea ce înseamnă un pericol foarte grav pentru libertatea de exprimare. Și acum oricine, orice preot poate invoca articolul cel 148 din codul lor penal, prin care să zică că aspectul tău exterior, felul cum arăți sau cum te exprimi tu, îi lezează sentimentul lui religios. Și începe dosarul penal, persecutarea ta, poți să ajungi la pușcărie sau cel puțin să fii hărțuit și să plătești din când în când amenzi că ai trecut calea unui religios fundamentalist. Se pare că noi suntem acum ca stat, ca societate, între Scila și Caribda, între un rău evident foarte mare și un bun atrăgător, dar foarte îndepărtat, la care nu putem să ajungem decât cu eforturi foarte mari. În plus, avem, iată, și aceste inundații care au dat peste cap și planurile noastre estivale și de odihnă și a transformat, iată, prima zi de lună toridă iulie, a transformat-o parcă în zi de toamnă. Vedeți cât de frig s-a făcut după ploile de ieri. Ca să revenim cu picioarele pe pământ, o să vă propun un scurt reportaj despre inundații de la mine acolo, în epicentru inundațiilor din capitală, la Durlești, unde am văzut cum își iese din matcă râulețul Durlești, considerat, nu știu de ce, de autoritățile locale, mai ales de primărie Durlești, ca fiind o râpă neimportantă și permițând, autorizând construcții chiar pe malul acelei râpi. Acele construcții, încă nedate în exploatare unele dintre ele, au fost ieri și azi sunt pline de nămol pentru că au nimerit în area de inundare. Vedeți, vă rog, cui însă e bine, cine e aproape direct vinovat de autorizarea acelor construcții ilegale. Dacă vă amintiți, poate l-ați văzut pe acel omulean în mai multe reportaje ale noastre. Pregătiți-vă să comentați. Probabil și în preajma dumneavoastră sunt astfel de abuzuri și rezultate ale muncii lor dezastruoase. Nu știm dacă e acasă inginerul, dar vedem că o mașină este în curte și apa nu a ajuns până la el. Când ăștia noi locatari din nou bloc cu bucluc sub apă. Și vecinii avertizau că o să ajungă apa acolo. Și a ajuns apa în bloc. E cu bicicletă cel mai ușor. Salut! Iată e primărie care i-a mulțumit să fie. Dar și primărie ești novată. Nu, pe că când vreau ei să stupi vopsi e râpa cătă. Nu ți-mi că te-am chemat aici. Că zis că nu curge apă. Nu curge apă, iau, de canalul ăsta, când se strânge apă. Iau și faci, steți oameni, steți bieși și necați toate. Toate. Și apici trebuiau să fac, să nu permit construcție aici sau nu trebuiau să pună barieră. Cine? Inginerul cadastral și-a pus barieră? Da, cum? Da, la mamă lui, dar cum fără barieră? La hotniu care, dar el snaibă. Da, pe câte mașini are el? Are taxi, este la taxi, taxi este. El are două, una lui și una soțină. Dar cum îl cheamă pe drugan? Da, Leonid Cristav. O zarplată mogdovinească. Funcționar de stat, funcționar da. Inginer cadastral la primărie. Își pune el boame de ies. Dar poate-o lua cu împrumut. Da, de la teritorii la oameni. Copchii s-au refugiat la geam. Oare de acolo văd mai tine.
Se întâmplă des așa? Calamități? De câte ori plouă și îmi dă seama. La fiecare ploaie chiar? Da, și cred că s-o mai rupt și ea, zice, o gândeam. Asta e situația, dar da, am vrea, da. Tare am vrea domnul Crudu să ne vizite și în vecinul nostru. Primarul? Da, primarul. Dacă la viața ca pe inginerul cadastral vecin, ce nu va ajunge? Mai vrem și... Nu. Vrem și el alături de noi. Tare vrea să fie și primarul. Vecin? Când am mai satru de bani niciodată. Inginerul cadastral de la Durlești e renumitul Leonid Cristal, pe care l-ați văzut când răpea împreună cu un polițist o tânără în fața Universității Tehnice, ci că nu știu ce prietenă a lui care i-ar fi luat banii, dar o răpea ziua în amiaza mare, o băga în mașina lui privată. Polițistul a înțeles că a fost pedepsit pentru chestia asta, dar el a rămas basma curată și continuă să lucreze inginer cadastral la Durlești. Sub geamurile lui, iată-se, s-a construit un bloc de 4-5 etaje, când acolo autorizația era doar pentru 2 nivele, dar nu înțeleg de ce s-a permis și 2 nivele pe malul acestei râpi furioase la fiecare ploaie, spun vecinii. Și în plus se construiesc, ați văzut, și balcoane, care probabil nu erau un proiect, și tot felul de anexe la blocul celălalt, care încă nu e dat în exploatare. Și oamenii au de suferit, iată, și construiesc diguri din nisip, ca să protejeze curtea, beciurile. Pe el nu-l paște nimic și a asigurat un locșor frumușel, îngrijit, în care, ați văzut, găzduiește câteva mașini cel puțin. Unele mai scumpe, altele mai ieftine. Pe unele folosește drept taxi, zic vecinii, eu nu bag mâna în foc, e taman așa. Altele, Merțan, BMW, le folosește ca mașină pentru el și pentru nevastă sa. Cum vă pare așa funcționar public? Oare ce salariu are el în mod oficial? Cu tot, cu bonusuri și prime și adaosuri pentru munca grea și nocivă. Ia uitați-vă, și-a tras și barieră, că toată lumea, toți oligarhii au barieră. De ce să nu aibă și el? Cum de-i posibil așa ceva? Oare cât timp ăștia vor continua să se prefacă funcționari publici? Noi cât timp vom mai tolera, vom suporta chestia asta și ne vom plimba pe sub camerele lor de supraveghere ca niște mioare blânde, speriate, rușinate? Sunați, vă rog, și comentați. 235008 cu prefix 022 e telefonul cu tarif normal, ca și cum ați suna o rudă, un prieten de la Chișinău. Dacă vreți să vă cheltuiți puțin, 2 lei SMS-ul, trimiteți mesaje de pe orice rețea de telefonie mobilă din Moldova la numărul scurt 1050 și mesajul va apărea în banda de jos la televizor. Altfel, aproape gratis, ne puteți contacta prin Skype, ne numim Inamicul Public, și pe Facebook. Avem o pagină și un grup cu același nume. Prefer să-mi scrieți pe pagină, grupul îl verific foarte rar. Alo! 235008. Pe Skype ne sună cineva. Alo! Vorbiți! Că dacă nu vorbiți, acuși mă apuc de citit de pe internet sau e-mail-uri. Am primit un e-mail interesant și revoltat. De fapt, am mai multe, mai vechi, pentru că rar intru pe aici, dar mesajul primit ieri, alaltă, ieri, mi se pare foarte interesant, de la Ion Darie, care văd că scrie de la serviciu, de pe e-mailul oficial al Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Sau poate așa e intitulat e-mailul, titlul, adresarea lui, scrisoarea lui. Până îl deschid, că văd că nu știu de ce ezită, mai luăm un telefon. Alo, bună seara. Sau încercăm să luăm un telefon. Vorbiți, sunteți în direct. Alo. Da. Bună seara. Bună. Vedem aici că problemele din Moldova s-au învechit, nu-i nică nou. În tot colțul Moldovei aceleași probleme și aceleași greșeli, dar trebuie să de luat măsuri. Numai poporul poate lua măsuri dacă să se unească, dar altceva regulă nu mai facem noi. Și ce credeți că poate face poporul? Să nu fie fricos și invidios și uneori lenoș. Deci, ce poate face în modul practic poporul? Dumneavoastră și cu mine, ce putem face? Putem ieși înainte în parlament acolo și de trezit așa să nu dorm în parlament. Dar de făcut proteste zgomotoase. De acord, am vuvuzele, țuruiece, haideți protestăm. Da. Joi și vineri sunt ședințe
de legislativ numai luna asta, că degrabă 2-3 săptămâni și o să obosească și o să iasă în concediu. De-abia în septembrie o să-i mai vedem, așa că luna asta e ultima pentru proteste. Alte variante? Bun, să începem cu protestele. Vă aștept la proteste, e un mod de exprimare civilizat, pașnic, legal și cu care eu sunt de acord, îl practic foarte des, dar nu știu de ce suntem cam puțin din ăștia. Așadar, mai sunt și posibilități de a scrie petiții, plângeri, pe cale oficială, înregistrate la poștă cu scrisoare recomandată sau mers la instituția la care te plângi și înregistrat la cancelarie. O copie e bine să trimiteți la poștă, așa cum trimite Ion Dari, la poștă, la presă am vrut să zic. Vreau să vă informez despre următoarele. În luna iunie 2011, deci acum 2 ani și o lună, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, cu sediu în orașul Cimișlie, Bulevarul Ștefan cel Mare 12, doamna Maria Culeșov, și-a angajat ginerile, avocatul Andrei Coadă, cu licența 2231 din 2 iunie 2012, 2011, în calitate de jurist în cadrul ADR Sud, conform legii cu privire la avocatură, profesia de avocat este incompatibilă cu orice altă funcție remunerată. La începutul lunii mai curent am adresat o petiție Curții de Conturi prin care solicitam verificarea legalității angajării și remunerării domnului Coadă. În plus, fac eu o pauză și atenționez, există și legea despre conflictul de interese care interzice unor persoane cu funcții de răspundere să-și angajeze în subordinea sa rude de gradul 1, iar ginerile se pare că e o rudă de foarte aproape, dacă e soțul fiicei ei, e rudă apropiată. La începutul lunii curent m-am plâns la Curtea de Conturi. Curtea m-a informat că petiția a fost transmisă pentru competență Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care la rândul său m-a informat că prin ordinul directorului ADR Sud, juristul Andrei Coadă, a fost eliberat din proprie inițiativă la 14 mai 2013. Și acum, cu toate că ADR Sud dispune de funcție vacantă de jurist, doamna Culeșov nu angajează pe nimeni în această funcție, încheiind un contract de prestare servicii juridice, tot cu generele său și achitându-i lunar o sumă de bani. Iar domnul avocat Coadă continuă să folosească sediul ADR-ului Sud în calitate de biroul avocatului, inclusiv hârtie, telefon, fax, printer gratuit. Apropo, și doamna Culeșov și domnul Coadă, inclusiv și MDRC, sunt din același partid. Atât am vrut să vă relatez, atașat găsiți documente care dovedesc cele relatate, cu respect semnează omul Ion Darie. Foarte bine, faceți ca acest domn Darie, pentru început s-ar putea să nu obțineți decât, iată, schimbarea comportamentului celor pe care îi reclamați, dar după ce o să sesizați și CNA, după ce o să transmiteți și la presă, s-ar putea ca și acea doamnă șefă de ADR și ginerile ei să fie zburați din funcție și să presteze servicii de consultație juridică. Sper că și domnul Coadă o să piardă licența de avocat, pentru că a încălcat și legile despre avocatură. Vă ascultăm! Bună seara! Bună! Oleg, îmi place mie foarte mult emisiunea dumneavoastră, mă numesc Tudor, la Rezina. Da. În primul rând, vreau să spun, ne plângem cu drumurile noastre. Într-a doilea rând, că nu tot de să fac un drum, dar mi l-o pornit pe altul. La noi iar se încep iar datorii care știm datori, nu numai în copiii noștri, dar și, vreau să spun, și nepoții mei vor fi datori. Dar nu știm cui, la ce țară, dar mulțumesc, nu știu, cui le fac drumurile lor, unde au drumurile lor, care sunt la conducere, spre casa lor, numai nu spre Rezina, de unde e din asta ciment, de unde drumurile este așa mări, n-am și ce vorbim. Încă o rugăminte, încă așa o întrebare, da, mi-am place tăt și spuneți, tăt și vedeți, da, dar chiar să facem țară. În primul rând, în privința la... Da, nu vă plac vouă rușii. Eu de acord. Dar alții care duc în Rusia și fac acolo o capică, de gine de râu, și mai simpli oameni care nu pot să ducă ei, să ducă psihotare de la România în sus, nu faci, îți duc la Europa, nu îți pot duce, îi zbucură duc și în Rusia. Fac jumătate la jumătate să duc, am în vedere, să duc în Rusia, jumătate moldoveni, la psihotare, din care am fost și eu. Dar jumătate, din care fratele meu, o să o puteți să o permis să duc în psihotare. Ei care și cum,
Da, a cei care s-au pus amderi în Europa, aceia nu le arde nimeni flagurile, că aceia sunt răi, că aceia sunt buni, amderi. Nu arde astea. Și trebuie făcut conflict cu listă. Și ne va fi tare cu interesat cum îți faci amâie cu Rusia, numai conflicte, când se arde portretul lui Putin, se arde portretul lui Rogozin, nu cu asta trebuiește. Numai conflict liste. Asta nu-i frumos și nu-ți poate. Asta nu sunt conflicte, e formă de exprimare. Dacă vă referiți la faptul arderii portretului lui Dmitri Rogozin, vicepremier rus, în timpul marșului unionist de pe 28 iunie, care a pornit de la Academia de Științe și s-a terminat la ambasada rusească de la Chișinău. Cred că asta e o formă de exprimare liberă, a demonstrat-o și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul lui Vlad Kubriakov, care a dat cu vreo 10 ani urmă foc portretului lui Putin. Și CEDO a zis că nu e motiv să pedepsești omul și nici nu e motiv să se supere Rusia. Rusia poate să se supere dacă noi am obligat pe rușii de aici să învețe limba română. Nu știu de ce Moldova nu se supără, că moldovenii de la Moscova sau din Rusia, când se duc să lucreze, vor să angajeze oficial, sunt obligați să dea examen de limbă rusă. Deci Rusia impune niște reguli de protejare a limbii ei, dar reacționează foarte violent și nediplomatic și necivilizat când rușilor din lume li se pun aceleași condiții, exact aceleași condiții ca în Rusia, de exemplu în țările baltice, sau dacă s-ar pune la noi. Dar la noi nici nu se pune problema, că la noi sunt atât de comozi politicieni, încât nici nu pun problema ca limba rusă să fie cumva strâmtorată. Și iată, ne obligăm în instanțele de judecată rusofonilor să le traducem orice spune judecător, orice spun martorii, tot trebuie să fie un traducător în instanța de judecată. Când el e născut aici sau e venit de 25, de 30 de ani și putea să învețe limba oficială a statului. În plus, funcționarii publici trebuie să răspundă la petiții în limba rusă, dacă i s-a scris în limba rusă. Și asta înseamnă cheltuială foarte mare. Dar de unde să ceri demnitatea la demnitarii noștri? Alo! Alo, bine v-am găsit! Bună! Sunt de acord cu dumneavoastră. 100% ce a spus, dar nu de acord cu domnul de la Regina, băiatul ăsta, care acum a sunat și s-a plâns că l-am deranjat pe Rogozin. Dar Rogozin cum au spus moldovenii noștri? Sunt niște porci, parcă au spus prea rusă la noi. Rogozin, dacă o spunea ca un cetățean simplu despre demnitari, despre politicieni moldoveni că sporci, nu greșea. Dar el fiind tot un demnitar dintr-un stat străin și concurent, nu trebuia să vorbească așa. Corect. Asta s-a arătat cât de capabil și cât el răspâne la cetățenii chiar străini, nu numai rușilor, dar și la noi care au fost el la 9 mai și au făcut concertul și distracție aceea. El trebuie să răspundă și e armata rusă acasă, tankuri de tot patrelul și dă-i pași la oameni să trăiască în liniște. Nu? Repet, e atunci 92 război. Șase domnul îi ține poate, dar nu-i corect. Așa că cu viață găsesc că mai bine, poate ceva ne-a lucrat, Croația cred că a ajuns, dar la noi încă cam slăbut și mi se pare că cam nu mai vedem noi în cuie de gravă, trebuie să ne revoltăm, dar trebuie să cerem, să protestăm și poate în curând vom ajunge și noi, dar trebuie să nu dormim o seară. E clar, doamne, mulțumesc. Să protestăm e o variantă bună, numai că ori de câte ori vă anunț despre proteste, vă spun data, locul exact și motivul pentru care protestez eu sau cineva din preajma mea, nu prea văd lume să participe, indiferent dacă e weekend, zi liberă sau sărbătoare, sau dacă e zi de lucru, dacă e dimineața sau seara, nu vine lumea la proteste. Și vedem din sondaje că majoritatea moldovenilor, dar majoritatea covârșitoare, n-au participat la niciun protest niciodată și nici n-ar participa. De unde vreți schimbare? Dacă moldoveanul se teme și de umbra lui, să stea în casă, să emigreze pe furiș sau cumva oficial, legal, și să lucreze ca sclavul în Rusia sau în România, în Occident, să adune bani, să agonisească ca să-i hrănească pe corupții, pe mâncăi ăștia. Asta merită. Cel cu capul plecat merită o soartă de sclav.
Vă propun un alt material video, o mărturie a unei profesoare de la un colegiu din Chișinău, care profesoară are doar un pic mai mult curaj decât majoritatea profesorilor, cetățenilor acestei republici. A chemat presa, cum ar veni, pe fratele meu Ghenadi Brega cu camera, să-i vorbească în fața camerei, dar n-a avut curaj să-și asume cele spuse, a solicitat anonimatul. Noi îi asigurăm anonimatul, dar nu băgăm mâna în foc că ceea ce spune ea e adevărat. Poate fi o calumnie ordinară, poate fi doar răzbunarea unei învățătoare, eu știu, certată cu administrația, dar poate fi și măcar parțial adevărat ce ne spune ea, și atunci e foarte grav, demn de atenție și a procuraturii, și a CNA-ului, și a doamnei ministra a justiției, a educației. Pentru note, pentru proiecte de diplomă, 400 de euro costă un proiect de apărare. Și aceștia care adună bani sunt Rusu Ion, profesor de fizică, Guzun Marin, care face lecții adăugătoare cu 30 de copii odată și fiecare copil cu 30 de lei ora, și se împarte cu directorul, desigur că. Iar cei care nu se împart, trebuie să tacă și să sufere și să fie sancționați. Hărțuiește profesorii corecți, pentru că nu are de la ei niciun venit. Mulți angajați îi lucrează la vie, la domnul director Valeriu Pelivan, în gospodărie personală, iar domnul Pelivan îi mulțumește cu diplome de la Ministerul Educației, la 80 de ani a colegiului, așa a fost. Exemplu, Railean Denis și alții. Cei profesori care merită cu adevărat diplome de gradul 1 nu au fost menționați, iar cei lingușitori care fac ceva pentru director, li se dă și diplome. Banii bugetului îi cheltuiesc numai pentru reparații așa zise la comandă, de unde fură mai ușor. E strigător la cer, chiar lumea pur și simplu se teme. Vă rog, veniți și verificați și repartizarea căminilor și admiterea, notele și așa mai departe, cum se face și cum se numesc șefii la noi, șefii de secție și așa mai departe. Oamenii care muncesc nu trebuie să fie intimidați, iar cei care duc bârfele la director născocesc minciuni, fac lucruri urâte, că ți-e rușine că ești profesor și să vorbești așa despre colegi, dar asta este situația și trebuie odată să spun punem lucrurilor pe nume, că de altfel dispărem în general. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Am dreptul să fiu fericit aici, în țara mea. Vă îmbogățiți pe seama părinților mei, iar eu le duc tot. Mișcarea populară antimafie este o șansă. Sunt Sergiu Mocanu și vă aștept în fiecare miercuri la 20:30 în direct pe antimafie.md. Continuăm emisiunea Inamicul Public, sunt Oleg Brega și voi fi alături de voi până aproape de ora 1, deci încă aproape un ceas de discuții în direct la Jurnal TV și Jurnal FM. Sunați la 022-235-008 sau trimiteți SMS-uri la 1050. De pe internet citim e-mail-uri. Serghei Elașciuc de la Peresecina și el zice cu cazul despre 5 iunie, cum se poate să ne întâlnim cu domnișoara ca să scriem despre polițistul Igor Rău? Eu nu mi-am amintit ce s-a întâmplat la 5 iunie, dar cu Igor Rău o să mă întâlnesc mâine, pentru că are de gând să mă amendeze pentru ce s-a întâmplat pe 10 și pe 9 iunie, când am filmat-o pe o domnișoară bătută crunt de polițiști și am strigat la președintele Timofti să o apere. Acum risc să fiu amendat pentru că am vorbit urât cu polițiștii și cu președintele Timofti și în plus eu și fratele meu Ghenadi Brega riscăm mâine să fim amendați de acest Igor Rău, Reul. Pentru că am fi consumat bere, zice el, atunci când am protestat cu sticle, adevărat, pe care scria bere. Dumitru Frunze ne scrie tot pe e-mail.
Această doamnă cu barul de pe strada Uzinelor, reportajul de data trecută se referă, o doamnă patroană de restaurant sau de cafenea sau de bar, nu știu ce bodegă era acolo, care își bătea clienții. Această doamnă, pe nume Valentina, face mâncare împreună cu șoarecii și cu câinii lângă ea. Trimiteți-vă, rog, controlul sanitar, căci într-un timp ne alimentam și noi acolo, până când n-am găsit fire de păr în mâncare. Și cu toate că nu respectă normele necesare, era și în stare de ebrietate. Afirm că și poliția 902 probabil e cumpărată cu mâncarea aceea. Dacă poliția se cumpără așa ușor și cu astfel de mâncare e capabilă să acopere ilegalitățile, atunci rămâne le-ar de cap polițiștilor. Alo, vorbiți. Bună seara. Bună. Doamna care a vorbit, eu cred că are dreptate. Așa lucruri se întâmplă și mai multe pot spun și eu despre o școală sportivă care mămica și-a adus fiicele la un bazin și eu parale acolo, sunt administratoare tinere, mai scurt asta. Ei, corupție, cu mătru, nănașă, mămica, fiicu, multe. Aș vrea să abordez... Dar bazinul e de stat sau e al lor, privat? E de stat. Atunci, da, e, poate fi conflict de interese. Dacă ar fi fost bazinul lor, poți să-l angajezi pe cine vrei, că e afacerea ta de familie. Nu, e bazinul școala numărul 8. Clar. Asta... Am vrut să spun că multe probleme la noi nu sunt rezolvate și una dintre ele care, de exemplu, da, vrem să intrăm în Europa și lumea iese la pensii cu 400 de lei, cu 500 de lei, cu pensii, oameni care sunt nevoiți, care sunt bolnavi, adică la grupă, da, invaliditate 180-280 de lei, ci ei își bat joc de lume. Asta e strașnic, nu știu cum s-ar putea de rezolvat problemele astea, măcar minimum, este minimum la noi 1400, dar măcar 1000 de lei, 800 de lei să dea, asta e dezastru. Cum poate lumea să trăiască cu așa pensie? Și în privința lui Plahotniuc am vrut să spun, e rușine la băieții cei tineri moldoveni care îl slujesc și eu știu că multe persoane sunt cu studii superioare, îl slujesc, nu le rușine, a să fie blestemat tot neamul lor. Eu cred că ar trebui mai des depus adresări să fie băieții ăștia tineri, doamne, cum, îi trebuie să-l dea în judecată, să-l facă demascat, doar asta e țara noastră, nouă ne trebuie, cred că un Cotovski sau nu mai știu cine, să le mai ardă câte un conac, mașinile o să buhnească, fiindcă poate nu trebuie să fie crim, lumea să moară sau să-i omoare, dar să le omoare toate căsele cele care le-au făcut. Eu cred că averile lor, dacă s-a agonisite ilegal, trebuie să fie naționalizate în urma unui proces de judecată civilizat și nu ne trebuie nouă banditul de Cotovski care să bage frica în oameni și nu ne trebuie făt frumos pe cal alb sau... Da, chiar a fost o emisiune și spune despre copiii ăștia care de la internat, care n-au părinți și ies în stradă. Iată de naționalizat conacile lor și de pus să trăiască băieții ăștia tineri sau măcar să le dea voie să construiască 2-3 ani, să-i angajeze la construcții, să-și construiască ei singuri apartamente, să aibă unde să trăiască. Bine, o seară bună! Cum vorbeau și oamenii ieri de acolo, de lângă casa lui Leonid Cristal, în blocul acela inundat ar trebui obligat să trăiască și inginerul cadastral și primarul de Durlești, eventual să facă loc și primarul Dorin Chertoacă, că tot plânge săracul, nu are unde trăi. Cineva, iată, pe internet a făcut un semn nou de circulație care ar trebui să fie la toate intersecțiile din Chișinău. Taxe achităm, dar drumuri n-avem. Adică aveți grijă pe unde călcați. Oamenii mai fac și haz de necaz și glume pe seama situației întâmplate. Ați văzut și la știri, cineva deja se dădea și cu schiurile pe apa din Chișinău. Iar eu am făcut poze în seara asta, acolo, la intersecție la Turlești, unde nu mai curge apă de ploaie pluvială, ci curge de dimineață, deci 24 de ore, dacă nu cumva de astă noapte,
apă potabilă din canalizația spartă, dar care se sparge cronic acolo pe strada Paris în Vale. Și nu intervine nimeni, iar apa o vom plăti noi, pentru că așa au făcut legile acum, să nu plătească apă canalul, termocomul, pierderile în rețea, ci noi cetățenii. Și dacă cetățenii tac și rabdă, își merită soarta. Alo. Dacă nu vorbiți, citesc. Skype? Alo, bună. Bună seara, Oleg. Bună. Sunt din Strășani. De mult ascult circul des la Europa, lucrez în Europa, dar niciodată în țări din Europa, când ajungi, nimeni nu vor să te asculte. Dacă ești în Franța, te ascultă în franceză, dacă ești în Olanda, te ascultă în olandeză, ești în Italia, te ascultă în olandeză. La noi în Moldova, absolut toți vorbesc care limbă pot. Și mulți, anumii care cu rusa, tot ar trebui să vorbească limba moldovenească. Nu știu care cauză, tot, adică mulți se estimează, deci care vorbesc rusești, că sunt mai alți oameni. Dar toți moldoveni care au trăit în Moldova de mulți ani. Și adică tu ești bravo că faci emisiunea asta des. Te ascult la Europa mult, mă uit chiar reluările care le faci tu. Faci și o emisiune, ești bravo, foarte. Chiar ar trebui să mă întâlnesc cu tine undeva pe un oraș. Vină duminica în parc la microfonul liber. Îți mulțumesc, facem ceva. Sau la proteste pe care le anunțăm noi la emisiune. Programează-ți, vină la un protest anunțat de mine, care îți convine ca tematică. Sau propune dumneata un protest și eu o să vin dacă o să-mi convină ca tematică, dar de regulă particip cam la orice fel de protest, formă de exprimare, așa că ne putem întâlni în spațiu public, în stradă, cât timp nu e interzis. Nu m-a spus, anumite chestii asta mă deranjează cu limba rusă, fiindcă toți sunt moldoveni. Vezi că Moldova lucrează în Moldova, dar vorbesc limba rusă. Am înțeles. Asta îmi place, studiez discuții cu tema asta, asta îmi place, mult mă deranjează. Când te duci în țările străine, pe mine m-a impus să învăț limba engleză când am ajuns în țările europene. Am ajuns în Franța, nici un francez nu vrea să mă asculte limba franceză, franceză, acolo, chestii. Am ajuns în Italia, nici italian. Absolut deloc, engleza nu vrea să o vorbească. Dar la noi, când ajung în Moldova, vorbesc, trebuie să învăț eu engleza pentru să vorbesc cu dânsul la mine în Moldova. Deci să nu vorbească el moldovnește când ești eu în Moldova. Clar. Iuri Neagu pe Facebook zice: văd că toți sunt de acord cu tine la televizor ori la telefon, însă nimeni nu trece la fapte să protesteze, să încerce să schimbe ceva spre bine. Toți așteaptă ca unul sau doi oameni să le schimbe soarta mai multora. Și foarte rău. Eu cred că ăsta e modelul biblic care li se predă din copilărie, din școală, din familie, din grădiniță. Capul plecat, sabia nu-l taie. Când țar de o palmă întoarce obrazul să-l plesnească și pe al doilea și așteaptă să vină un Iisus Hristos să te mântuiască și te fericească. Și oamenii așteaptă. Poate a veni americanii să ne elibereze, poate ori veni rușii să ne fericească. Dar se pare că acest model e cel puțin învechit și desuiet. Oleg, noroc, când o să fiu un director general competent în departamentul de instituții penitenciare, să fac o leagă curățenie în șefii ăștia corupți ai penitenciarilor? Mai fă o leac de răscoală la Ministerul Justiției, să o dea afară pe corupta de Ana Dabija. Avem un ministru vai de capul lui, că pe toți cu mătrii lui i-a făcut directori de departamente. Întrebați-o pe Ana Dabija, ce face ea pentru noi condamnații de o ajuns șefă? O să-l întreb. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună. La Jurnal TV? Da, sunteți în direct la Inamicul Public, vă ascult. Domnul Oleg, vreau o întrebare să vă spun. Vă rog. Suntem din satul Costulien, raionul Ungheni. Și avem o problemă mare în sat, care cândva pe timpul acela, când bătrâni erau bătrâni. Hai, omule, termină de zis ce ai de spus, că te împiedici la fiecare. A fost făcut un șanț. Și? Adică depind de alt, o scurgere mare de apă. Și amuia primărie, toată măhalaua s-o grămădit, adică și fac grăjii că se dau drum la șans. Eu am casă, făcut gospodărie, îmblăm prin străinătate. Da, adică e pământul public a primăriei. De curățit n-al curăță,
de făcut ce nu fac nici, de săpat n-au sapă. Și n-au grijă de dâns. Așa că astăzi am primit o scrisoare, adică să mă la primar. Să rezolvăm tot problema asta. Cum putem să mă ajutați pe mine cu așa ceva? Să un sfat îmi dați. Of, ce sfat vă mai dau? Și Alexandru Chihai, junior, glumește pe internet. Că trimiteți controlul sanitar, îl citează pe cineva care mi-a scris, sau SMS, sau pe e-mail. Domnule, dacă vrei să faci curățenie și știi cum, de ce nu pui mâna pe mătură? Eu nu știu de condiție, dar dacă aș ști, dacă aș avea dovezi, desigur aș sesiza autoritățile. Cum îți așterni așa și dormi? La fel și omul ăsta de la Ungheni. Îi sugerez, dacă nu știe legile, să le citească. Dacă nu le poate înțelege, să angajeze sau să atragă cumva în preajma lui un jurist, o juristă, un absolvent de facultate de drept sau o persoană care știe să înțeleagă legile, să se descurce. Dacă aveți o problemă locală, consultați-vă cu secretarul primăriei, cu primarul sau primărița. Dacă nu și nu, dați-i în judecată. Eu ce pot să vă fac de aici, de la distanță? Să vin să vă hrănesc copiii, să vă mulc caprele? Mi se pare primitiv, elementar, să știi unde, cui să te adresezi în caz de o problemă. Cum ăștia din penitenciare știu unde, cui să se adreseze? Cum Vasile Nițu, deținut de numai un an de astă vară? Dar uitați-vă câte plângeri au scris. 56 de pagini au scris omul. Astea sunt copii ale documentelor pe care el le-a adresat instituțiilor de stat, copii trimise la mine la presă ca dovadă că el muncește, că își caută dreptate și că autoritățile au fost sesizate pe cutare sau cutare problemă. Că nu e aceeași problemă. Am început să citesc o parte, jumătate dintre ele le-am răsfăit și am văzut că sunt mai multe probleme semnalate aici. Și acum, dacă o să avem ceva timp, o să citesc descrisorile lui. Cum Vasile Nițu, născut în 86, e de seamă cu fratele meu cel mai mic, nici 30 de ani n-are. El poate să scrie și dumneavoastră mă întrebați din satul Ungheni, nu știu care, ce să fac. Încercați să faceți cumva ca să nu ajungeți la pușcărie ca Vasile Nițu, dar în timpul liber învățați legile. Ce să vă mai spun? Alo? Vorbiți? Skype? Da. Sunteți în direct. Alo? Bună. Alo, bună seara. Bună. Referitor la protest, care se vorbesc, tot fiecare spune părere. Protestele astea ar trebui de făcut nu în fața Parlamentului, de distrus Parlamentul, care toți repară cu banii noștri. Dar protestele astea ar trebui de făcut la palatele demnitarilor ăștia noștri, care deștept stare, care tot pe banii noștri le construiesc. Și nu decata de le trecut de partea poporului, dar de le distrus în tot sens cuvântului, da? Asta una. A doua, cât ești dumneata mai deștept? Cu cât e mai deșteaptă propunerea dumitale de a distruge palatele lor proprii și personale, decât propunerea sau fapta de acum 4 ani de a încerca să distrugă Parlamentul și președinția. Care e diferența? De ce una e mai civilizată decât alta? Distrus Parlamentul, mă rog. Da. Dacă zici că ei sunt hoți și palatele și le-au făcut din banii noștri, de ce să distrugem bunurile noastre? Oricum nu reușim cu hoția și cu banditismul și cu tâmpenia asta a Moldovei. Nu se reușește să hotărască altfel nimic. Clar, mâine poi mâine... Numai în așa fel, așa ei lanturi să gândească, să fac ceva pentru popor, nu? Mâine poi mâine leneșii, hoții, mincinoșii satului o să adune și o să devasteze casa unchiului tău care a muncit cinstit și a adunat o grămadă de bani numai pentru că îi arată casa luxoasă și ei îl suspectează că a furat averile celea, o să-i deporteze ca pe timpul sovietic pe cei mai răsăriți, pe cei mai avuți pentru că sculați sau pentru că au ținut cu regimul celălalt și o să vă văd atunci fericiți că s-au făcut dreptate proletarilor ce sunteți în mentalitate. Și ce altă propunere genială mai ai? Să spânzurăm pe cineva în piața publică, nu? Mă ating că eu trecut el anul. Să vă citesc o scrisoare din închisoare. Domnule Brega, îmi scrie cetățeanul... O să citim acolo la sfârșit de scrisoare, că pe plic nu a semnat. Ion Casapu. Vă scriu de la penitenciarul 13, pe celula 129. Vreau să vă povestesc despre Valentin Rimski. Mulți condamnați au stat cu acest Rimski în celulă și domnul Rimski le propunea dolari falși să
se ocupe cu schimbarea valutei și să-i dea lui domnul Rimski 30%. Dacă vedea că condamnatul nu apucă osul, îl dădea afară din celulă. Dar care mergea la propunerea dumnealui, îl lăsa în celulă. Dumnealui mai bine s-ar gândi câți oameni șed târâți cu dânsul aici în penitenciar, dar a fost condamnat la câțiva ani grei de pușcărie, că legea i-a găsit vinovat cu câteva milioane de dolari falși. Auzind la Dinamicul Public, dar emisiunea se numește Inamicul Public, de la Jurnal FM, de fostul condamnat major Școdin Vasile de Carazan Dumitru, acești condamnați au fost în celulă cu Rimski. Carazan Dumitru spunea de miliardarul Rimski, propunerea de câteva sute de mii de dolari falși să-i realizeze în Rusia și îi dă un procent bun. Fostul major Școdin Vasile l-a ocărât pe Rimski Valentin. De ce îi propune la condamnați așa afaceri stupide? Că vor fi pedepsiți aspru. Rimski Valentin a fost jucător, lucrător științific al Academiei de Științe al Republicii Moldova. Miliardarul Rimski Valentin, care a fost cu dumnealui în celulă 129, toți au fost criticați că i-a luat șahmatele, ceasul, nardele și altele, dar aici nu se fură nimic, că e răspundere foarte mare între reținuți. Domnul milionar Rimski Valentin, milionar și miliardar, e raznița mare, de cam de 1000 de ori. Da, bun, citim așa cum a scris omul. Câți oameni a dus în... nu știu unde a dus... Fludă, nu știu ce, budă, cu așa falsificări. Acum, la prieten, la prezent, se află cu dumnealui în celulă, Pasat Viaceslav, fost colaborator MAI și și-a dus războiul din Transnistria, are contuzii. A să-l ducă și pe dumnealui în așa afaceri cu dolari falși, Pasat Viaceslav degeaba, degrabă trebuie să iasă la libertate, da, el încă n-a fost condamnat. Și tot îl implică în realizarea de dolari falși, că Pasat este din Coșnița să-și realizeze dolari falși în Transnistria și în Rusia. Rog la toți condamnații care vă va cunoaște pe milionarul Rimski Valentin să refuze de la așa afaceri stupide, că va fi pedepsit conform legii. Semnat, condamnat Ion Casapu, scris pe 24 iunie. Domnule Rimski, știu că ne ascultați, așteptăm replica dumneavoastră. Sperăm că nu e adevărat ce ne spune acest Casapu, oricum sfaturile lui, recunoașteți, sunt foarte bune. Dacă le propune cineva să vândă dolari falși, oricât procent le-ar propune bani din asta, să nu accepte, pentru că nu e așa, e o afacere ilegală, se pedepsește penal. Dumneavoastră, dacă stați ilegal, acuzat fiind de difuzare, fabricare de dolari falși, sperăm să fiți eliberat cât mai curând. Deocamdată știm că ați fost condamnat de Curtea de Apel Chișinău și iată, unii colegi de celulă vă cam invidiază. Vă propun încă un material video filmat de un cetățean curajos, fost profesor la Universitatea din Bălți, de altfel Universitatea Pedagogică și preda drept, care învățător, lector universitar, a avut certuri, neînțelegeri cu colegii de facultate, mai ales cu șefii lui, pentru că le-a părut un incomod. Recent am aflat că dânsul a fost și amendat, sau nu amendat, pedepsit disciplinar. Am uitat cum se numește, mustrarea aspră. I s-a aplicat mustrarea aspră pentru că a filmat în incinta universității. Vă dați seama ce fapt ilegal au descoperit profesorii, șeful de catedră, decanul de acolo, de la drept. Vedeți, vă rog, ce a filmat la Universitatea Rousseau recent. Domnul profesor, pregătiți-vă să comentați fapta lui, dacă merita pedepsit pentru așa ceva sau din contra trebuia să-i se aducă laude. Bună ziua, șeful de catedră și noroc. Vă să întreb, nu știu cum e. Nu știu, nu e. Cu fost azi dimineața?
ora 9, jumate, să zic noi la loc. Nu știi, nu pot. Mă las strâng, vreau să spun. Eu nu. Moment. Acum ați venit la lucru. La ora asta ați venit la lucru? La ora asta ați venit la 9:25. La secție de cadre. La secție de cadre? Că am întrebat-o colaborantă și nu mi-a spus. O fugit încolo. Nu vreau să-mi spui. Ce era? Păi o mașină acolo de... Mi-a spus o femeie că e el singur, nou nouț. E salariu ați luat? E sigur? Da? Spre deosebire e... Așa, KBC-208, da? E cadrea asta, eu particip la grantul internațional, iată în bursă. Acum, e merge și... Care bursă? E merge. Cât e bursa, dacă nu e secret? Mult. Mult? Să vedem dacă corespunde cu prețul mașinii, da? În primul rând, mașina a luat în leasing. În leasing? Da. Păi, leasing, cum trebuie plătit? Deci eu încă o dată este, vă spun, dacă vreți, este, pot să discut cu dumneavoastră. Dar cu... de este cu... prostii de este, eu pur și simplu nu discut. Asta-s prostii că înregistram o probă, că am fost la dumneavoastră? Vă spuneți că nici n-am fost, nu v-am spus. Păi eu fost de o șumie de ori, vă dau, am scris. Păi înscris, puteți scris ce vreți dumneavoastră. Nu mă terorizați cu lucrul de este, vă spun. Asta e după terorizos? Bunătă, ai 40 de ani. În loc să te ocupi cu lucruri serioase, să te poți scriu manual, în loc să te poți scriu... Asta-s lucruri serioase, dar asta nu serioase, că filmez. Eu îți spun încă o dată. Am evaluare? Și în lipsa domnului rector, iată acest prorector, îi ține lecție fostului profesor că la 40 de ani trebuie să te ocupi cu chestii serioase, ca de exemplu șeful de catedră, să întârzi la servici, ca de exemplu alți profesori de acolo, dar să filmezi, asta nu e serios, trebuie să scrii teze, cărți pe care să-i obligi după aceea pe elevi să ți le cumpere, asta e chestie serioasă și la noi se acceptă și se laudă comportament de acela, apărat de rector și de prorector și de această secretară sau ce funcție va fi având de acolo pe la rectorat, care tare greu a spus unde și când se întoarce rectorul. Dacă vreți, priviți un sfert de oră de aventuri de acolo la Universitatea de Drept, de la Universitatea Pedagogică din Bălți. Câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să treceți de partea asta la alta a baricadei, să faceți precum domnul profesor Valentin Cazacu, să riscați cu funcția, cu poziția de angajat al universității, că acum, iată, nu mai lucrează la Universitatea din Bălți. A trebuit să o abandoneze din cauza presiunilor și a persecuțiilor. Câți dintre voi sunteți gata să filmați, să documentați astfel de cazuri, să-l întrebați pe șeful vostru de unde și-o cumpărat mașina, care are probabil un salariu modest, mediocru, slab, insuficient, ca și ofițerul sau cum îl cheamă, inginerul cadastral de la Durlești. Dar mașina, chiar dacă în leasing, totuși e una bengoasă și scumpuță, că nu pare veche la mâna a doua cumpărată. Și să-l întrebați de ce întârzie la serviciu, cu cât? O oră jumate, dacă orele munca începe la ora 8. El la 9 jumate abia a intrat la catedră. Câți dintre dumneavoastră puteți face ca acest domn Cazacu? Și oare ce vă lipsește ca să ieșiți din rândul mioarelor, să ieșiți de la strungă, să nu vă mai dați la mulți, ci să începeți a da cu coarnele, să începeți a bate din copite, ca să vorbesc și eu așa vulgar și cu termeni de cioban, că și bunicul meu și taicul meu au fost oieri. Vă ascultăm 022-235-008 sau prin Skype inamicul public. Alo! Bună seara! Bună! Oleg, numele meu este August, voi aborda 4 subiecte și mă voi strădui să mă încadrez în timp, deoarece mi s-a făcut observație data precedentă și data aceasta cam greu am fost preluat pentru a discuta. Deci primul este, vreau să am acces atunci când este liber să vorbesc deschis și operatorii dumneavoastră de la Jurnal TV să permită accesul. 1. 2. Referitor la cazul lui Cazacu. Am citit pentru că ați postat și pe Jurnal TV. Întrebarea este, iată acum omul a rămas fără serviciu. În cazul acesta, dacă societatea s-ar scula și ar merge să protesteze acolo la universitate, să-l susțină
și să demonstreze că pe omul ar fi reangajat în serviciu și el nu va avea probleme, în acest caz oamenii s-ar zbate. Dar când caută dreptate și li se dă în cap și nimeni nu sare în ajutor, orice funcționar înțelege că e mai bine să ia mită decât să apere dreptate. Asta a fost o poziție pe care mi-am expus-o. Acum încă două întrebări pe scurt. Referitor la drumuri și calitatea acestora. Numai în Chișinău avem 250.000 de automobile înregistrate. La populație de 700.000. Fiecare a treilea persoană are automobil. Automobile mai ieftine de 3.000 de euro nu o să găsiți. Am văzut și dumneavoastră îmblați cu bicicleta pe la Dorlești, pe ploaie și filmați. Și aparați pe cei care au 3 mașini în ograd și le faceți drepturile. Alții stau în baruri și cheltuie 500 de euro de lei, cel puțin pe noapte în bar, când ies și dumneavoastră iarăși le faceți dreptate. Este un alt moment. Și lumea vrea să trăiască bine, dar nimeni nimic nu face. Acum s-a mai zvonit la televizor că trebuie după inundații statul, din banii noștri, în loc să dea pensii, salarii la ești săraci, trebuie să mai despăgubească ești care au fost inundați și care au mașini, garaj și celelalte. Sunt oameni care nu au unde trăi. Am văzut și în Dorlești, toți stăteau cu mâine în șuturi, dar n-au curățit râpa aceea, n-au făcut ceva ordine, că nu-i tot pe o autorități. Nu reușesc, strângeți-vă mai oameni buni, faceți-o plac, adunați-vă. Într-o zi de sâmbătă, odată în trei cu un subotnic faceți și o să fie ordine. Vă mulțumesc pentru ordinare și o seară. Pe cazul de la Dorlești vreau să fac o precizare. Nu l-am apărat deloc pe inginerul cadastral cu 3-4 mașini în curte, pentru că îl consider pe el principalul vinovat, unul dintre vinovații, că s-a autorizat construirea unei case, unui bloc, taman în calea Puhoiului de ape. Acea casă va fi inundată în anii următori, în fiecare vară, cel puțin, dacă nu de 2-3 ori pe vară. Unii care își puneau saci cu nisip acolo în ușa, în poarta casei, tot nu i-am apărat, doar priveam cum muncesc ca furnicuțele. Probabil ei n-ar fi trebuit să primească autorizație să-și facă casa acolo pe malul râpii. Sau ei, dacă sunt oameni cu averi, cu stare și vor să nu aibă astfel de incidente în fiecare vară, ar fi trebuit să se organizeze, cum zici dumneata, să ceară de la primărie construirea unor diguri de protecție, ca acea râpă, din când în când, când vine ploaia, să nu inunde așa toată mahalaua, ci să curgă în albie, dar albie nu atâta de un metru pe un metru cât au lăsat ei, zicând că râul ăsta e secat și nu prezintă niciun pericol, ci să prevadă o albie atât de mare cât să treacă tot debitul ăsta de apă. Altfel, s-au făcut o grămadă de agăuri și am filmat mai în vale, pe la strada Gribov, colț cu Tudor Vladimirescu, mai aproape de casa mea. Da, de vină sunt și oamenii, dar mai ales autoritățile. Altfel, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, mulțumesc pentru intervenție. Alo! Bună! Oleg, mă cheamă doamna Mamaraia din Chișinău. Eu mai sunat de multe ori la tine. La noi aici, la Poșta Veche, este casa 105 fracție 2. 105 fracție 2, lângă Poșta Veche. Veniți să vedeți și rap, șed, și glod, tot așa, să duși de vale nimeni. Voi spuneți că lumea se facă. Lumea, dacă noi lucrăm pe zi cu 35 de lei de pustim, oamenii care la stat lucrează cu 35 de lei, 40, cel mult 50 de lei pe zi, cum eu pot să fac lucrul și ala să ies cu
curăță gunoi și ala întotdeauna. Jec șede de 20 de ani șeful pe scaun de smoale și tu te duci la dâns cu o mică întrebare de dat cu un vară în padies, că atâția ani nu se dădeam, numai eu trăiesc în padies 13 ani, dar spune lumea că trăiesc 30 de ani, nu o dată, nu s-o dat. El spisui cu zici pe rusește ușile de fier care spuse de oameni, le spisui că le-au pus jecul. De dat cu var nu-i dat, dar spune lumea că documente acolo în jec sunt codat cu var. Acum curge zoaia, lumea împrejurează casa și pe partea și aia e glod și partea asta până la genunchi. Curge apa, nimeni nu face nimica. Și trebuie și lumea. Din trei capiși, eu dacă aș avea zarpat, acum au ei câte 7.000 pizi, cum am văzut eu într-o zi de o lună în urmă, o chestie așa, stau două mașini și treci prin gădânșe și unul deschide un diplomat de 60-60 plin cu dolari era. Și eu m-am uitat și am văzut acolo banii și el scoate cuțitul și țărat și merge înainte. Apoi spune omul ăsta, de unde lua banii și el și-i număra pe mașină și-i dădea la cealaltă. Pentru și ești cum să dă. Și încă singur spui de multe ori că să ieșim la de-astea, cum spune, protesturi, da? Și ni se protesteze. Doctorii că fără capic tu nu te duci nicăiurea. Când te duci, tu trebuie să le pui de una 100, 200, 300, 400, dar cât sprânească omul și la buletin? Ha? Eu sprânească 800 de lei buletin, dar îi dai lui asta. Că te las într-adevăr, cum a spus, dohnești dacă nu dai. Învățătorii care eu tot mită, ei nu eu, este... Numai departe, eu pot să spun chiar în casă la noi, eu pot să dată să vă da de-a mai târziu acum. I aduci studenții, îmi padez de aduce banii, dar unde mă aduci la oprire. Și ați filmăm odată, dacă să fie, vedem, dar nu-i stădeam, cred că gata, e trecut asta. Este mulți, este care se vede lumea, dar lumea se teme într-adevăr și cu și să ieșim. Noi cu lumea asta care cu trei capiși să ieșim la, să ia ei număr banii cu sașii și îi pune și îi clăduiesc prin bani și pe asta și să tui cu moțul unul. Într-adevăr e că e scris la tine la mesaj. Luați de la cei bogați că eu aș dori și ei hoți de ăștia. Sfuri de la cei de unde ei țin în bancă, nu-i ține acasă, e ca zis hâpremul. Sfuri să dăi la oamenii care caliși să ședi în calească cu 200 de lei pe lună și mănâncă bostana, amu, dacă încă-i vara, dar iarna și mănâncă omul și ăla. Îl întreabă pe dânsul și cât e de greu omul ăsta. Care e de asta să facem noi? Dacă lor le ghine, el face o operație, cine crede medicii și chiar și învățătorii astea e prostie mare. El duce tu la cei mei operații că el spune că nu e, dar el e. Doamne, am auzit un cetățean sovietic vorbind. Ce să ies eu, cine să fac pentru mine și cu limbajul rusificat? Mi-e rușine de dumneavoastră. Iată o ocazie cu care vreau să vă arăt niște imagini de la București. De acolo am fost rupți cu 200 de ani în urmă, din România. Acolo eram la noi acasă, dar... De atunci, iată, nu doar limba ne este rusificată, dar și mentalitatea. Așteptăm să iasă medicii, cine a zis doamna ce e să mai iasă, să învățători, cine vrei să iasă, să protesteze. Dar de ce nu dumneata? Spui mâna pe carte să înveți limba, să nu folosești jec, șpadiez și alte chestii, să înveți o leacă lege, să înțelegi ce drepturi ai. Și dacă ai fi citit asta, ai fi aflat că ai dreptul să și protestezi, chiar dumneata, chiar în fața selului sau a întreprinderii cele municipale de gestionare a spațiului locativ. Vedeți, vă rog, un protest filmat la București pe 28 iunie de fratele meu cel mic, Sergiu Nicolae Brega. Un protest făcut probabil de români ne-basarabieni, dar care sunt durerați de faptul că pe 28 iunie 40 Basarabia a fost răpită prin dictatul lui Stalin și după aceea armata sovietică n-a mai plecat. Oamenii ăștia au ieșit și s-au întins pe jos, după care se ridică la îndemnul Deșteaptă-te române.
fost un flash mob, un fel de exprimare. Oamenii s-au înțeles din timp, s-au adunat la aceeași oră în același loc și au făcut o chestie pe care poliția nu putea să o persecute. Au acceptat, au protejat-o, o chestie pașnică, civilizată. Au căzut pe jos, înseamnă că atunci a fost dată o lovitură foarte grea României prin dictatul din 26 iunie 1940 al lui Stalin, prin care a zis: cedați-ne Basarabia, nordul Bucovinei și ce, ținutul Hersa, altfel facem război. Și pe data de 28 iunie, Consiliul de Coroană, cu majoritate de voturi, a decis: cedăm Basarabia, ca să revină abia peste un an împreună cu Hitler, o altă decizie nefericită. Și iată de ce și acum suntem ocupați de armata sovietică. E adevărat că Chișinăul nu e ocupat. La guvernare avem parcă neruși, moldoveni de-a noștri, dar guvernarea e dezastruoasă, probabil și din cauza noastră, din cauza mentalității noastre. Intenționat n-am dat celelalte două proteste care au avut loc la Chișinău, pentru că ambele au fost politizate, ambele au fost cumva controlate de către un partid politic liberal. Am preferat să dau acest protest apolitic de la București, unde nu vedem, iată, niciun drapel, dar oamenii au ieșit sincer și s-au tăvălit chiar pe jos, dacă așa era scenariul. Ce părere aveți? Ați ținut un minut de recolegere, ați pomenit măcar ocuparea Basarabiei pe 28 iunie sau a trecut această zi prin viața dumneavoastră fără să o observați? Vorbiți. Alo. Dacă nu vorbiți, citesc de pe Facebook. Constantin Roșanu zice: vorbitorilor de limbă rusă, în primul rând, ar trebui ca statul să le vină în întâmpinare, cel puțin să le ofere cursuri gratuite de limbă română. Nu poți obliga cetățenii ca peste noapte să vorbească o altă limbă fără a crea condiții de o însuși. Eu cred că e posibil ca statul să realizeze un astfel de program. Eu cred că nu doar că e posibil, dar chiar e realizat. Există Casa Limbii Române, pe unde nu prea calcă nimeni acolo, dar te poți duce și cere cursuri gratuite și înveți limba română. Există manuale, dar ce să mai spun, în școală, toți copiii, mai ales de alolingvi, învață limba română și când ajung la BAC sau la vreun examen se duce presa și îi întreabă ce note v-au pus sau ce întrebări v-au pus și ei nu înțeleg întrebarea. Deci vă dați seama câtă putoare, câtă nesimțire e în unii dintre conaționalii noștri alolingvi, cât îngânfare e să nu învețe nimic din limba poporului care îi găzduiește, încât, iată, nici cursurile gratuite de la școală, nici Casa Limbii Române, nimic nu-i ajută. Când pe timpul sovietic sau, iată, în Rusia de azi, ești pus în fața examenului și dacă nu știi limba, nu te poți angaja. Ar trebui de văzut. Poate ne schimbăm și noi comportamentul, măcar ca rușii să facem. În materie de limbă, că alte lucruri nu prea avem ce învăța de la Rusia de azi și nici de la cea sovietică. Alo! Vorbiți prin Skype. Că dacă nu vorbiți, citesc scrisori de la închisori. Vitalie Răducan îmi scria data trecută că homosexualii să se ducă în altă țară, să nu ne deranjeze pe noi și eu i-am explicat de ce homosexualii sunt oameni ca noi și au drepturi ca noi și nu trebuie să-i trimitem în altă țară dacă vrem să fim civilizați ca europeni și vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană. Și el atunci încearcă să dreagă busuiocul. Bine, dar de ce nu trăiesc așa cum trebuie să trăiască? Adică fără marș, fără multe altele, dau exemple la copii, da, vor să fie, bă, ei așa, lasă fi, bă, nu încurcă nimeni. Vitalie Răducan, explic încă o dată, dacă poate nu știai. Oamenii de știință au constatat că homosexual, gay, lesbiană, bisexual, transexual, te naști, nu devii pentru că vrei tu, pentru că e alegerea ta. Cum îți explici că un fiu de preot sau de fundamentalist religios sau o fiică de oameni cu frica Coranului sau altor cărți considerate sfinte e lesbiană sau e homosexual, gay? A ales el viața asta să fie urât, să fie hulit, să fie alungat? Eu nu cred. Nu are cum. Medicii, oamenii de știință au spus că oamenii așa s-au născut. Nu e alegerea lor. Ei fie se comportă așa cum sunt, se lasă atrași de persoane de același sex ca ei sau se prefac.
Și atunci începe ipocrizia pe care o avem azi. Oamenii se prefac că sunt heterosexuali, că sunt majoritari, se căsătoresc sau se refugiază la mănăstiri, în una de maici sau în una de călugări, și se chinuie toată viața, prefăcându-se că cred în Bojica, dar de fapt acolo fiind băiet cu băiet și fată cu fată, sau chinuind pe persoana pe care au ales-o ca victimă, să-i fie nevastă. Bine dacă sunt oamenii deștepți, cultivați și aleg o lesbiană ca pereche și ea se duce din când în când în alevă, se întâlnește și se iubește cu fete și el se duce din când în când în alevă și se iubește cu băieți, asta e cazul ideal și eventual înfiază un copil sau fac un copil cumva prin înțelegere. Dar cel mai des oamenii care se prefac astfel se chinuie toată viața. Vă doriți să continuăm în felul ăsta sau poate ne civilizăm și începem să acceptăm pe oamenii ăștia ca fiind ca noi și că nu ne încurcă cu nimic? Ce ți încurcă ție că el se iubește cu băieți și ea se iubește cu fete? Ce ți încurcă că ies în stradă și fac uz de un drept fundamental constituțional și se exprimă? Sau că spun că sunt homosexuali și încearcă să se împerecheze în felul ăsta, ca să nu vină să te tachineze pe tine, să te întrebe pe tine, iubești băieți sau fete, e bine să spună care și cine este și să se împerecheze cinstit, civilizat. Copiii, dacă află de la asta, nu devin gay sau lesbiene. Ei, dacă s-au născut astfel, așa vor fi. Dacă nu s-au născut așa, n-au cum să devină. O să explic asta din când în când, că e necesar. Alo. Alo. Da. Bună. Mă auzi, nu? Mă aud. Tu ai noroc că părintele tău e cel mai bun judecător sau cum se numește. Au advocat, cel mai bun advocat pentru tine. Și tu poți face toate chestiile astea. Dar cineva să n-aibă pentru stânile, cum ai stânile ta, apoi pentru alte nu poate să iasă așa. Dar ai noroc că e părintele tău. Are putere multă și poți să el răspunde pentru tine. Dar cine e părintele meu? La cine te referi? La părintele tău. Cine? Anume, care el e pentru tine părinte, nu? A, păi da, și? Le și sunt el recunoscut. E serios pe tată Moldova. Ce e serios pe tată Moldova? Tata meu sau mama? Tata tău. Care el e cel mai bun judecător pentru... Nu, cred că bați nu când. Judecător, cum se numește? Știi vreun judecător cu numele Brega? Taică meu e pensionar și e la Pepeni, în sat. Dacă vrei, poți să-i faci o vizită și să-l cunoști. Maică mea e și ea pensionară și e acum în Portugalia la fiică sa, la sora mea. Nu am rude suspuse, nici judecători, nici altfel de demnitar de stat. Deputatul cela din Parlament, Gheorghe Brega, nu are niciun grad de rudenie cu mine. Puteți să-l întrebați și pe el. Dar părinților mei, într-adevăr, le sunt recunoscător pentru că mă acceptă așa cum sunt și cum mă manifest și ferice de copiii care au astfel de părinți înțelegători. E adevărat că, de regulă, cenzura, persecuția începe din familie. De regulă, nevastă-ta, maică-ta, taică-tu, cumătru, vecinul te trage de mânecă și, bă, dar tu și ești mai deștept, dar și vrei mai mult decât alții, dar și-ți trebuie ții mai mult. De regulă, inhibarea asta pornește de la noi, din tradiție, din preajmă, din școală, din familie, din copilărie. De asta e foarte bine că există și părinți deschiși la minte și curajoși și care își asumă soarta și asumă copiii așa cum sunt, mai ales când copiii lor sunt extraordinari. Alo. Vorbiți? Alo. Da. Bună seara. Bună. Oleg. Da. Am vrut să mă interesez cât poate Roberoitul la Odessa. Mă tem că nu știu și îmi pare rău că mă întreb pe mine asta. Eu cred că noi avem lipsă de educație, zice Valentina Rusu. Nu sunt politician, dar dacă aș avea un copil ca tine, mi-ar fi rușine. Dacă aș avea o așa fată ca domnișoara dată, cred că aș fugi din țara aceasta. Bine, că și la noi e democrație, dar ne lipsesc educația. Din cauza ta trebuie să schimb programul.
Probabil se referă femeia la cazul cu fata aceea care a fost agresată de către polițiști pentru că viditeli consuma biere în spațiul public și fapta ei era atât de gravă încât ea a trebuit să fie luată în cătușe, forțată, trântită la pământ și dusă la comisariatul de poliție. Eu atunci am intervenit și am considerat că acela e un abuz, e o depășire a atribuțiilor de serviciu, că fapta fetei nu necesita intervenție în forță. Am făcut după aceea cu asociația Hyde Park și un protest la președinție și după aceea altul la Maie și mâine sau azi deja s-ar putea să fiu amendat pentru chestia asta, dar mă voi bate în instanțele de judecată pe cale civilizată, legală, ca să demonstrez că am dreptul și că am dreptate. Sper că și fata va proceda la fel și vă vom demonstra și vouă, celor mai încuiați care stați acasă și vă simțiți rușinați de educația noastră, vă vom demonstra că asta e libertate, că asta e diversitate și că ar trebui să ne acceptați astfel. Alo! Bună seara! Bună! Trăiesc România Mare. De acord. Când au să iau pauză să nu mai sună în zile, dar când aud că vorbești de România, de patriotism, de tot ce înseamnă să fii român adevărat, gata? S-a întrerupt. Grigore Duhlicher zice, dacă regizăm puțin altfel cazul cu domnișoara și presupunem că ea pățea ceva aflându-se în starea respectivă, dumneavoastră ați fi fost primul cu învinuirea de inactivitate și indiferență din partea poliției. Personal consider că spațiul public nu este un loc unde pot fi tolerate excese în comportamentul cetățenilor. Care excese, oameni buni? Că ea era un pic aghezmuită, e adevărat, dar nu deranja pe nimeni. Stătea și polemiza cu prietenii, cu cunoscuții ei. De ce a trebuit poliția să intervină, să o deranjeze? De ce a trebuit poliția să-i pună cătușele și să o ia forțat la comisariatul de poliție? Prezumptiv că intenționa să facă ceva, nu există pedeapsă, nici în codul penal, nici în cel contravențional. Că drobul de sare atârnă deasupra copilului nu e niciun pericol, niciun risc. Cum așa? Că ea putea să... Nu urca la volan că s-ar putea să calicești pe cineva. Ea nu urca la volan, ea stătea pe bancă în parc. Așa o să trebuiască să interzicem oamenilor să circule, să iasă din casă. De ce se vinde, dar, berea dacă nu-i voie să o consumi? De ce se vând băuturile alcoolice ziua în Amiaza Mare, chiar și acolo, în preajma acelui parc de lângă Parlament, dacă n-ai voie să fii în stare de ebrietate, dar calm, dar pașnic, că nu a deranjat pe nimeni. Repet și insist, nimeni nu a scris plângere că fata aceea ar fi deranjat. Vă propun alte imagini video, tot din 28 iunie filmate, în pasajul de la Academie de Științe. V-am mai dat la începutul lunii trecute un reportaj de acolo, unde, poate nu se vede pe imagine, dar se simte pe fețele oamenilor care trec pe acolo, miroase îngrozitor, necivilizat, strașnic și în plus e întuneric, deci scoți ochii, o să vedeți acum și pe video, nu se vede nimic. Ei bine, de data asta am recunoscut niște funcționari de la primărie, i-am ajuns din urmă să-i întreb ce părere au despre asta și culmea, acești funcționari de la primărie spun că e de vină administrația, șefii lor și poate și ei implicit și niște cetățeni care veneau la meeting sau cu flori acolo la sicriul lui Dumitru Matkovski, spun că noi suntem vinovați pentru starea acelui pasaj de la Academie. Ceea ce mi se pare foarte greu de înțeles și de explicat. Vă place cum miroase în pasajul ăsta? Doamne ferește! Dar vă place că nu-i lumină deloc și poți cauți în ceva moale și puturos? Liber, liber. Și cine credeți că e vinovat? Ce ți-e clar? Am vrut să aflu și părerea dumneavoastră. Of, părere. Eu ne-am oștit părerea. Știu și părerea așa, știu. Păi ce ar trebui să facem ca să schimbe lucrurile? Schimbați. Pe bulevardul central, într-un pasaj pietonal. Schimbați. Schimbați cu demnitare, nu? Primarul. Acei care răspund, nu știu ce, dar acei care răspund. Ar așa. Toți cu curtă. Toți cu curtă, da. Catastrofă.
Și cine credeți că e vinovat? Cred că toată lumea și în cultura. Da, dar primăria noastră trebuie să pună lumină, controle pe aici, nu? Pune pasnic pentru fiecare om. Conștiința noastră depinde de ce de la noi. Fiecare trebuie să respecte. Și atunci nu o să miroase nici subterană, nicăieri. Deci nu trebuie făcut curat, trebuie doar păstrat curat. Trebuie și respectat. Trebuie să-i complicat. Și iată imaginile de care de acum o lună pe care vi le-am arătat, le-am pus pe post și le-am difuzat și pe internet și care n-au dus la schimbarea situației, pentru că noi n-avem, pentru că n-avem nevoie de edili, de administrație a capitalei. Oamenii ăștia spun că toată vina e în noi și noi ar trebui să ne schimbăm comportamentul. Bun, dar pentru ce am angajat Consiliul Municipal, primărie, cu sute mii de angajați în tot felul de direcții și subdiviziuni descentralizate? Când ultima dată s-a făcut curat în acest pasaj? Când s-a pus lumină vreodată? Că eu țin minte de când am venit la Chișinău de 20 de ani, starea de fapt e cam asta, fără nicio schimbare. Cum poate să ne ceară nouă responsabilitate să nu ne pișăm, să nu defecăm acolo în pasajul acela, dacă nu s-a încercat niciodată schimbarea stării de acolo? Dacă nu s-au făcut toalete publice niciodată prin Chișinău, prin centru și chiar în curtea primăriei a fost o toaletă și s-a fost demontată ca să nu-i deranjeze cetățenii să intre acolo inopinat și oamenii nu au unde să se ducă decât printre blocuri, pe sub balcoane, prin tufe sau iată prin pasajele neiluminate. Ce părere aveți? Înțeleg că oamenii ăștia poate din alt partid cu Dorin Chertoacă și de asta arătau cu degetul la el. Înțeleg că doamnele cele poate din partid cu Chertoacă sau nu înțelegeau despre cine întreb eu și de asta ziceau că vina e a noastră și nu a demnitarilor, dar poate lucrurile sunt cumva mai de nuanțat, mai de precizat. Cine trebuie să facă ordine în pasajul de pe Bulevardul Central, de la Ștefan cel Mare 1-3, de lângă Academie de Științe? Alo! Bună chiar! Bună! Veria, Chișinău, Andrei Cșef, acolo vedeți? Da, într-adevăr, e dezastru acolo. Și asta e și problema, cum ai spus. Unul din partea de cealaltă, altul dintre acela, nu știm cine s-a părând, cine s-o poate mai bun. Dar e bine și a noastră, totuși. Dar și bine că, într-adevăr, cu toaleți publice n-avem aici, n-avem în Chișinău. Unde să te duci? Dacă vii de undeva și unde să te duci? În centru, mai ales acolo, n-ai unde să te duci. Hai să facem un protest în fața primăriei. Ne ducem și urinăm sau ne prefacem că urinăm, dar să iasă un super protest. Asta e bună idee. Să umplăm de sacos și să aruncăm în trânsă așa. Să ne rasă și ei un pic să vadă ce trebuie. Într-adevăr, cu viceile publice trebuiești. Dar mai mult e problema lor, că politizează tot asta. Cear să facă politică din orice. Campania electorală încă nu este, așa că putem să ne exprimăm liber, fără frica că vom fi speculați politic de către un partid concurent lui Chertoacă. Da, el fac treabă, să mai fie mai gospodarul alea, să mai lăsă ideile este care mai are, nu dacă deoparte, le ține pentru alt timpul, dar să fie gospodar, să facă, gospodărești tot. Ca moldovean, un gospodar să fie, într-adevăr. Și cu 28 iunie am văzut acolo un reportaj. Știi, și părerea așa, personală, ne-a trădat totuși România pe noi atunci și ne-a trădat bine. Chiar Rusia cât de mare era, Finlanda și nu s-a îndoiat în fața rușilor și a luptat cu dânșii, că era de 10 ori mai mic și avea resursul de 100 ori mai puține ca România, la momentul acela. Dar România au ridicat mâinile în sus și bine. Eu nu. Socot că asta a fost într-adevăr trădare. Mai mult cred că oamenii cei din cauza că l-au trădat. Păi nu Carol, că nu el de vină, el a fost bun rege. Da, cineva din împrejurimile lui. Și noi până de azi sunt trădarea asta lor. Și când au venit în 18 nu a fost chiar bine pentru majoritatea oamenilor care trăiesc aici. Că și singur bunici, cred că și majoritatea au bunici și bunei care au vorbit pe acea perioadă. Nu a fost ce, eram socotiți și noi ca și timpul Uniunii Sovietice, cum socotim, suntem socotiți acum în majoritatea rușilor ca nații de sortul 2, așa eram socotiți și de români nații de sortul 2 și din eu și eu oamenii și îi trimiteau la muncă și sunt dintre moldoveni care au ajuns
undeva departe. Numai cine a făcut armata și a ajuns undeva la București. Cu toate că în perioada aceea românești sunt guștii. Cei mai conflorată perioadă din istoria României a fost când au avut cei mai economie, cei mai bună aproape din Europa aveau români. Și deci aveau dezvoltare cu pași foarte, foarte, foarte mari. Și noi să investească, dar nu a fost aceea. Eu tot să cot pe trădarea asta. Și n-ar trebui noi așa tare să estimăm pe ei, cum niște rușme trebuie să estimăm și să-i pupăm niște dânși. Și cu limba rusă asta, care cu școlierii, care nu învață rușii. Știi că problema începe să dispară. Dacă ai observat majoritatea rușilor din generația asta, nu care sunt mai tineri, acum majoritatea știu limba română. Chiar dacă nu știu bine, trebuie să înveț că n-au unde să se duc. Deci noi trebuie încet, eu o să dispară, că o să implementăm normele astea. Să știi limba română, dacă nu știi, nu ești în rând cu lumea, cum se spune. Nu poți să te angajezi, nu poți să faci o carieră. Și deja asta te presează și mai rămas rău de cei bătrâni invocați, care știi cum, cu impresii de imperialism în cap. Dar cu timpul trece și perioada lor și înțeleg și ei că sunt Moldova și trebuie să știi limba noastră. Bine, mersi. O seară bună. Mulțumesc și eu. Sunt de acord cu dumneavoastră, persoana nu trebuie estimată pentru că e rus sau e român și de asemenea nu trebuie urâtă pe același motiv. Omul îl stime și îl respecti pentru faptele și spusele sale. Nici eu nu sunt un unionist necondiționat și cred că unirea ar fi un panaceu, dar din motive economice. Cred că un stat al tuturor românilor ar fi mai ușor de întreținut ca am plătit un singur parlament, nu două, trei, ca am plătit un singur serviciu vamal, nu două, trei, la fel și cu guvernele. Și în plus, din motive pragmatice, cred că Moldova s-ar putea integra în Uniunea Europeană și în NATO peste noapte, declarând că se unește cu statul român, la fel cum au făcut-o germanii de est în 90. Peste noapte au intrat în lumea civilizată, pe când noi, dacă o să așteptăm să intrăm ca, de exemplu, Croația, o să ne ia ceva vreme și e foarte posibil să nu ne integrăm de grabă. Da, hai să încercăm și așa, rămânem stat independent, cum e Elveția, Belgia și Austria, dar să demonstrăm că ne putem gestiona independența asta, dar să nu ne comportăm ca o caricatură de stat. Ia uitați-vă, și capitala asta europeană e ca o caricatură. Ce ăsta e primar, ce ăsta e stat, oraș, e urbe, nu vedeți cum se comportă la fiecare ploaie? Gata, calamitate naturală, suntem sinistrați, hai să cerem ajutoare umanitare. Nu sunt capabil, domne, să gestioneze niște treburi gospodărești elementare. Ce să mai cer de la ei când o să fie chiar inundații mari, când o să fie ploi torențiale de o săptămână, de o lună? Ce să mai aștepți când o să vină niște pericole din afară? Îmi imaginez cum o să reacționeze armata noastră când o să vină armata lui Smirnov sau cum îl cheamă acum pe ăla nou, Șefciuc. În jumătate de oră putem fi ocupați de armata lor. Și a noștri o să zică, păi că, dar nu era acela la serviciu, dar nu știa cheie de la depozit. Unde-i și nu reușit nici scoată armele. Dar întreținem milioane de lei în fiecare an dăm pe armată. La fel ca și cu poliția. Poliția noastră e un pericol public. E împotriva cetățeanului, nu e în ajutorul cetățeanului. Alo. Alo, Oliv. Da. Tu, eu îți spun, tu ai scenele din partea părinților. Părintele tău. E drept, e drept. Și? Ești de acord. Dar da, bun. Și tu de ce n-ai susținere? El e cel mai mare avocat care pe toată Moldova. E drept, da. Tata meu e cel mai mare avocat care pe toată Moldova. O să vă aduc vreodată imagini cu tata meu și atunci o să... Pe Curaj TV căutați... Deputat și tu ai susținere din partea. Da, da, da. E drept. El e cel mai mare avocat care pe toată Moldova. Cred că moare de râs acum tata meu dacă vede chestia asta. Haideți să vă citesc scrisori de la închisori, de la Vasile Nițu. Ia uitați-vă, un cetățean gospodăros. Mi-a trimis așa scrisori săptămâna trecută. Toate, ziceam, 56 de file. Sunt documente pe care le-a adresat în diferite instanțe superioare cu diferite probleme de ale lui din închisoare sau de la libertate și acestea sunt doar copii ca să mă informeze pe mine ca să se știe că el s-a plâns și că Oleg Efrim, de exemplu, ar trebui să reacționeze, ministrul justiției, domnul Munteanu sau cine deja îl înlocuiește la departamentul instituțiilor penitenciare ar trebui să reacționeze și măcar câteva crâmpei, măcar câteva probleme
pe care le semnalează Vasile Nițu din închisoare. El cere, nu știu de ce, lui Munteanu, șefului departamentului instituțiilor penitenciare, să-l mute din celula 118, pentru că acolo l-a pus cu unul abijenei, cu care el nu poate să afle împreună, pentru că eu nu sunt murdar pe viață. Ceea ce mi se pare sinistru ca limbaj, dar mi se pare sincer de nu se mai poate. Într-adevăr, în închisori cam asta e atitudinea. Oamenii se împart acolo în niște caste ca de pe timpul gulagului sovietic. Se împart în niște caste, că unul e murdar, că unul e curat, că altul e bijenic, că altul e blatnoi și chestii. Și toate astea cu susținerea autorităților. Uitați-l, un deținut inconștient cere să fie mutat dintr-o cameră cu un om ca el, deținut și el, poate la fel de nefericit ca el, dar pentru că are statutul de abijeni, gata, eu nu vreau să stau cu el pentru că eu nu sunt murdar ca el. Și omul ăsta ce-ți fac? El unde stă în pușcării? Să-și pună capăt zilelor? Și cam asta se întâmplă în închisori. Oamenii, omul ăsta își pune capăt zilelor pentru că a fost murdărit pe viață. Vasile Nițu, prin această mărturie a lui, adresată șefului departamentului instituțiilor penitenciare Munteanu și cu o copie trimisă la presă, face o mărturie inconștientă, poate, despre starea de fapt din penitenciarul 13, de aici, din inima capitalei cu pretenții europene. În timpul ministeriatului lui Oleg Efrim, care are și el pretenții de reprezentant al unui partid de vocație europeană, în închisorile din Moldova, și acum sunt abijenie și blatnie, și acum oamenii nu vor să stea în celulă cu celălalt pentru că îi abijenie. Fata asta, că Alexandra German, născută în 96 minoră, zice Vasile Nițu, e concubina lui. Nu știu ce fel de concubină, că el a ieșit în august din închisoare și a stat numai o săptămână acasă. Sau nici măcar, în câteva zile deja poliția l-a luat din nou. Domnului Corneliu Gurin se adresează și procurorului nou general. Vasile Nițu e foarte prolific, are petiții la administrația penitenciarului, cere audiența la un psiholog. Omul are nevoie și de consultația psihologului. Deci învățați de la acest Vasile Nițu, învățați-vă să scrieți petiții. Adresat judecătorului Lazare, cere documente din dosarul lui, judecătoarei Liliana Catane, cere documente, uitați-vă, lista de documente, pe mine mă informează jurnalist ca să știu la ce date au avut procesele, au avut loc procesele, ședințele de judecată pe cazul lui în care el a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru un jaf de un telefon de la el din localitate. Să fie tras la răspundere penală, domnule Munteanu, colaboratorul penitenciarului numărul 13, care și-a depășit atribuțiile de serviciu pe data de 12 iunie. Omul spune și numele colaboratorului, dar mă tem că n-a fost tras la răspundere. O să mai citez în această scrisoare interesantă, edificatoare, data viitoare, care va fi joi seara după știrile de la ora 23. Inamicul public apare luni și joi, când îi vine rândul. Altfel, vă aștept duminică în parc la microfonul liber. Noapte bună, la revedere! Inamicul public este o emisiune de autor. Opiniile exprimate în cadrul acesteia nu coincid neapărat cu poziția oficială a Jurnal TV.